v-am regăsit. Cu acest material încep o nouă serie dedicată în primul rând celor care se pregătesc pentru admitere, dar nu numai. Evident, materialele din această serie pot fi folositoare pentru oricine vrea să învețe fizică. În această serie mă voi ocupa de teste grilă, pentru că în ultimele săptămâni am fost rugat de mai multe ori în comentarii sau prin e-mail-uri să fac acest lucru pentru a-i ajuta, așa cum am spus, pe cei care se pregătesc pentru admitere. Voi începe cu teste grilă de pregătire pentru admiterea la medicină, mai exact cu teste de termodinamică propuse de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Pentru început, teste de tip complement simplu, adică în care trebuie să alegem o variantă corectă. Și pentru că acesta este primul material de acest tip, voi da explicații detailate. Primul item, relația dintre constanta universală a gazelor R, numărul lui Avogadro NA și constanta lui Boltzmann, K, este. Întâi o observație. Era bine pentru rigurozitate dacă în loc de numărul lui Avogadro se spunea constanta lui Avogadro, pentru că, după cum veți vedea, despre această constantă este vorba aici. Numărul lui Avogadro și constanta lui Avogadro nu sunt același lucru, după cum veți vedea un pic mai departe. Constanta lui Boltzmann este constanta de proporționalitate dintre energia medie de agitație termică a moleculelor unui gaz și temperatură, conform relației pe care o vedeți aici, în care epsilon este energia medie a moleculelor, T mare este temperatura absolută și I este numărul gradelor de libertate pentru moleculele care alcătuiesc gazul. Se vede din formula că unitatea de măsură a constantei lui Boltzmann este joule pe Kelvin, aceeași cu cea pentru entropie. Și acum știm că energia internă a unui gaz, adică suma tuturor energiilor moleculelor gazului respectiv, se poate calcula cu formula U egal cu nu ori CV ori T mare, unde CV este căldura molară la volum constant. Și pentru că CV se poate scrie I supra 2 înmulțit cu R, avem relația U egal cu nu ori I supra 2 ori R ori T. Dar energia internă a gazului se poate calcula și înmulțind energia cinetică medie a moleculelor cu numărul total al moleculelor. Și avem atunci relația U egal cu N ori epsilon mediu, adică N ori I pe 2 ori K ori T. Și din aceste două relații, dacă le egalăm și ținem seama de faptul că numărul de mol se poate scrie ca raportul dintre numărul total de molecule și numărul lui Avogadro, obținem relația K egal cu R supra numărul lui Avogadro. Deci răspunsul corect este B. La astfel de întrebări puteți găsi răspunsul și cu ajutorul analizei dimensionale. De aceea e bine să cunoașteți unitățile de măsură ale mărimilor și constantelor fizice. De pildă, pentru această întrebare, dacă știm unitățile de măsură pentru K, R și constanta lui Avogadro, le puteți vedea aici, se vede imediat că relația dintre unitățile de măsură este cea pe care o vedeți, așa că relația corectă este B. Următorul item, molul este, și avem cele 5 variante de răspuns pe care le vedeți. Molul se definește ca fiind cantitatea de substanță care conține atâtea particule cât atomi de carbon, izotopul 12, se găsesc în 12 grame de carbon. Particulele pot fi molecule dacă substanța e moleculară, pot fi atomi dacă substanța e atomică, pot fi ioni dacă vorbim de pildă despre un metal și așa mai departe. Deci, conform definiției, molul este unitatea de măsură pentru cantitatea de substanță, așa că răspunsul corect este D. Dar, pentru că suntem la început cu rezolvarea testelor grilă, să vedem de ce nu sunt corecte celelalte afirmații. A. Este adevărat că dacă avem o cantitate de substanță atomică care conține numărul lui Avogadro de atomi, avem un mol de substanță. Dar nu asta înseamnă mol. Nu așa se definește molul. B.
Din nou, este adevărat că o masă de substanță numeric egală cu masa moleculară relativă reprezintă un mol de substanță, dar nu asta înseamnă molul. Ce? Molul nu este unitate de măsură pentru numărul de molecule, ci pentru cantitatea de substanță. Și E, molul este o mărime fizică scalară. Deci, afirmația este corectă, este adevărată. Dar întrebarea nu era dacă afirmațiile sunt adevărate sau nu. Întrebarea era ce este molul. Itemul al treilea se referă, după cum vedeți, la masa molară. Să luăm răspunsurile pe rând. A. Masa molară depinde de natura substanței, deci această afirmație nu este corectă. B. Masa atomilor și moleculelor se exprimă în unități atomice de masă, nu masa molară. C. Masa molară nu este adimensională. D. Masa molară nu depinde de parametrii termodinamici, deoarece este o caracteristică dată de moleculele substanței despre care vorbim. Așa că singura variantă care ne-a mai rămas este E, și anume că se poate exprima în grame. Trebuie să o considerăm corectă, deși, din nou, dacă vrem să fim riguroși, masa molară se exprimă în grame pe mol și nu în grame. Așa că alegem E. Următorul. Un mol de substanță. Să vedem din nou pe rând variantele pe care le avem la dispoziție. A. Un mol de substanță conține numărul lui Avogadro de molecule. E adevărat. Afirmația este corectă. Să vedem de ce nu sunt corecte celelalte. B. Această afirmație este adevărată numai dacă substanța este monoatomică. Dacă moleculele ei sunt alcătuite din 2, 3 sau mai mulți atomi, afirmația nu mai este adevărată. C. Un mol de substanță conține același număr de particule, numărul lui Avogadro, indiferent de natura particulelor. D. Un mol de substanță cântărește cât masa molară exprimată în grame, nu în kilograme. Și E. Indiferent în ce stare de agregare, solidă, lichidă sau gazoasă, se găsește o substanță, un mol din acea substanță conține același număr de particule. Așa că răspunsul corect este A. Varianta corectă este A. Al cincilea item. Unitatea de măsură a masei moleculare relative este. Aici cuvântul care ne ajută să găsim răspunsul corect este relative. Masa moleculară relativă este raportul dintre masa unei molecule exprimată în unități atomice de masă și unitatea atomică de masă, ceea ce înseamnă că masa moleculară relativă este adimensională. De fapt, ca oricare altă mărime relativă, cum ar fi permitivitatea electrică, relativă și altele. Mărimile relative se definesc prin raportul a două mărimi cu aceleași unități de măsură, așa că unitatea de măsură se simplifică. Deci, răspunsul corect este C. La al șaselea item, numărul lui Avogadro se exprimă în, avem o problemă despre care am pomenit deja, pentru că de multe ori se neglijează diferența dintre numărul lui Avogadro și constanta lui Avogadro, dar ele sunt lucruri diferite. Așa cum am mai spus, constanta lui Avogadro are unitatea de măsură 1 pe mol sau mol la minus 1, așa cum vedeți aici. În timp ce numărul lui Avogadro, după cum îi spune și numele, este un număr, este valoarea numerică a constantei lui Avogadro. De aceea, pentru mine, răspunsul corect este A, dar probabil aș accepta și răspunsul D. Pentru că numărul Avogadro, ca orice număr, repet, este adimensional. E adevărat că spunem mai toți, inclusiv eu, numărul lui Avogadro și când ne referim la constanta lui Avogadro, așa ne-am obișnuit, dar aici este vorba despre un test și cred că la teste, atât cei care le concep, cât și cei care dau
testele respective, trebuie să fie cât se poate de atenți și riguroși. 7. Relația dintre numărul lui Avogadro și unitatea atomică de masă, notată cu U mic, este. Pentru că numărul lui Avogadro se poate calcula, așa cum vedeți aici, ca fiind inversul valorii numerice a unității atomice de masă, înseamnă că răspunsul corect, varianta corectă, este A. Produsul dintre numărul lui Avogadro și valoarea numerică a unității atomice de masă este 1. 8. Numărul de mol dintr-un sistem poate fi exprimat ca. Prima relație ne dă raportul dintre numărul total de molecule și numărul lui Avogadro. Și este corectă. Numărul de molecule dintr-un sistem se poate calcula înmulțind numărul lui Avogadro cu numărul de mole, așa cum vedeți aici. Pentru a doua relație, masa unui sistem se poate calcula înmulțind masa molară cu numărul de moli. Așa că și a doua relație este corectă. Apoi, volumul sistemului se poate calcula înmulțind volumul ocupat de un mol cu numărul de moli. Deci și a treia relație este corectă. În fine, volumul ocupat de sistem în condiții normale se poate calcula înmulțind volumul molar cu numărul de moli. Prin urmare, și relația a patra este corectă. Și atunci, varianta corectă este E, care spune toate relațiile anterioare sunt corecte. Al nouălea item, mișcarea browniană este. Mișcarea browniană este mișcarea continuă și dezordonată a particulelor microscopice, deci particule foarte mici, cu dimensiuni foarte mici, cu mase foarte mici, care se găsesc în suspensie într-un fluid, într-un lichid sau într-un gaz. Așa că răspunsul corect este E, mișcarea continuă și dezordonată a particulelor microscopice în suspensie. Să vedem de ce nu sunt corecte celelalte variante. A. Mișcarea continuă și dezordonată a corpurilor. A căror corpuri? Această variantă nu e prea clară, nu știm ce vrea să spună. B. Mișcarea continuă și dezordonată a moleculelor. Această mișcare o numim agitație termică și nu mișcare browniană. C. Mișcarea electronilor în jurul nucleului. Și D. Mișcarea continuă și dezordonată a atomilor în molecule. Deja sunt lucruri care țin de mecanica cuantică și nu de termodinamică. Deci, răspuns corect, variantă corectă, E. Al 10-lea. Acum, dacă am discutat răspunsurile, variantele oferite la itemul 9, vedem că avem aceleași variante și aici, așa că știm deja că mișcarea continuă și dezordonată a moleculelor este ceea ce numim agitație termică. Așa că răspunsul corect este B. 11. Un sistem termodinamic este, să luăm variantele pe rând, un sistem care schimbă întotdeauna căldură cu exteriorul. Nu, de ce să schimbe întotdeauna? Un sistem termodinamic poate fi închis cu ajutorul unui înveliș adiabatic și atunci nu schimbă căldură cu exteriorul. B. Un sistem întotdeauna izolat de exterior. Nu este întotdeauna izolat de exterior. Sistemele termodinamice pot să schimbe cu exteriorul în general atât căldură cât și lucru mecanic. C. Un sistem format din foarte multe componente ce poate fi studiat independent de exteriorul său. Să vedem care este definiția unui sistem termodinamic. Un sistem termodinamic este un corp sau un ansamblu de corpuri microscopice în număr foarte mare care poate fi delimitat mental sau fizic de restul lumii. Ceea ce înseamnă că această variantă, C, este corectă. Un sistem format din foarte multe componente care poate fi studiat independent de exteriorul său. Din moment ce îl putem delimita mental măcar de restul lumii, înseamnă că poate fi studiat separat. D. Un sistem microscopic având o singură componentă, evident, nu e o variantă corectă. Și E, un sistem ale cărui proprietăți nu se modifică în timp. Ba da, avem transformări de stare în care proprietățile
sistemului se modifică în timp. Urmează 4 item despre parametrii de stare. Ca să puteți găsi variantele corecte, trebuie să știți că parametrii de stare pot fi intensivi și extensivi. Parametrii intensivi, cum ar fi temperatura, presiunea, densitatea, descriu proprietăți locale ale sistemelor termodinamice și nu sunt funcții de masa sau de dimensiunile sistemului termodinamic. Parametrii extensivi, în schimb, au valori care cresc sau scad odată cu cantitatea de substanță sau cu întinderea spațială a sistemului termodinamic, de pildă volumul, energia, masa. Acești parametri sunt aditivi, adică dacă formăm un sistem termodinamic din mai multe sisteme termodinamice, atunci parametrii extensivi finali vor fi suma parametrilor sistemelor termodinamice componente. Și atunci să vedem itemul numărul 12. Parametrii de stare reprezintă amărimi fizice ce caracterizează un sistem în stare de echilibru termodinamic. Este corect, pentru că parametrii de stare se numesc așa pentru că putem caracteriza cu ajutorul lor o stare de echilibru. Numai într-o stare de echilibru termodinamic, parametrii intensivi, de pildă, sunt aceiași în tot sistemul termodinamic. Deci aceasta trebuie să fie varianta corectă, dar să le vedem și pe celelalte. B, mărimi fizice constante într-un sistem în stare staționară. Aici lipsește echilibrul. Sistemul poate fi într-o stare staționară și fără să fie în echilibru. Așa că nu este o variantă corectă. Ce unități de măsură fundamentale în sistemul internațional? Nu trebuie să fie neapărat unități de măsură fundamentale. Singura unitate de măsură fundamentală pe care o folosim ca parametru este temperatura. De funcții ce caracterizează trecerea unui sistem dintr-o stare în alta. Nu sunt funcții. E, mărimi fizice ce depind de transformările anterioare ale sistemului. O afirmație neclară. Parametrii de stare pot să depindă sau pot să nu depindă de transformările anterioare ale sistemului. 13. Presiunea este A. Mărime statistică. Corect. Aceasta este afirmația corectă pentru că presiunea apare datorită ciocnirilor dezordonate dintre molecule și pereții vasului care conțin gazul. Și asta înseamnă că forțele care apar depind de la ciocnire la ciocnire. Variația impulsului e diferită de fiecare dată. Așa că ceea ce calculăm noi când vorbim despre presiune este o valoare medie a forței pe care o exercită moleculele asupra suprafeței respective împărțită la suprafață. Deci este o mărime statistică. B. Mărime vectorială. Nu. Presiunea nu este vectorială. C. Mărime ce depinde de mărimea sistemului. Nu. Presiunea nu este un parametru extensiv, este un parametru intensiv. D. Mărime adimensională. Nu. Are unitate de măsură. Mărime cuantificată. Nu. În termodinamică nu discutăm despre mărimi cuantificate. 14. Temperatura este o mărime aditivă, suma temperaturilor părților componente. Nu, temperatura nu este un parametru extensiv. B. O mărime vectorială. Nu. C. O mărime ce nu depinde de mărimea sistemului. Da. Temperatura este un parametru intensiv, deci nu depinde de mărimea sistemului. D. O mărime adimensională. Evident, nu. E. O mărime cuantificată. Am lămurit acest lucru, nu poate fi aceasta varianta corectă. Răspunsul corect, varianta corectă, rămâne C. Și 15. Volumul este A. O mărime aditivă. Da? Volumul este un parametru extensiv, deci A este corect. B. O mărime vectorială. Nu știm acest lucru, că nu este o mărime vectorială. C. O mărime ce nu depinde de mărimea sistemului. Dimpotrivă, volumul este măsură a extinderii spațiale a sistemului. De o mărime statistică, nu, aici nu e vorba despre statistică, și E, o mărime cuantificată, am lămurit, așa cum am mai spus, și acest lucru. Atât pentru azi, voi reveni curând cu materiale noi în această serie, de data asta cu teste grilă bazate pe
probleme sau de altă natură. La revedere!